cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, mesagerul de neam știri din Neamț. O nouă săptămână începe astăzi, o nouă emisiune. Vreau să vă povestesc în două minute câteva lucruri care se întâmplă într-un oraș, orășel, e adevărat, ăla e stațiune turistică, în fapt, nu doar în drept, ca să spunem așa, că și noi suntem stațiune turistică, Piatra Neamțu, în drept, dar în realitate suntem, mă rog, ceva pe acolo. Deci, vineri, deci sâmbătă și duminică, la Stănic Moldova a avut loc un festival de umor. Cu ocazia asta am încercat să vedem cum se poate desfășura o manifestare de genul ăsta într-o mică stațiune, mică, mare stațiune. Și ce au făcut ăia pe acolo? Deci vreau să vă spun că la Stănic Moldova, nu știu cât e de bun primarul sau nu e bun, dar stațiunea arată foarte curat. Și în fiecare zi, în foișorul din mijlocul stațiunii, care nu e cu mult mai mare ca ăsta de la noi, dar oricum e mai arătos, există manifestări. Cântă fanfara cel puțin o oră, au fost grupuri de umor și în fiecare sâmbătă și duminică se caută soluții ca turiștii și localnicii, că au fost și mulți localnici, să se simtă bine. Au găsit soluții. Neavând o fanfară proprie, au adus fanfare din Republica Moldova, care cântă foarte frumos. Sunt foarte buni copii ăia, de la licee. Asta ca să vorbim despre modul în care pot funcționa înfrățirile, nu numai la nivelul tu vii la mine primar și cu câțiva consilieri și ne bețivim câteva zile, sau vii tu la mine, vin eu la tine și ne bețivim alte zile. Nu. Deci, astea sunt chiar activități pe care se desfășoară acolo și e foarte, foarte, foarte ok, fără bani mulți. Deci, fără bani mulți și fără, să vă spun eu, scandal. Ar fi un exemplu și pentru cei de la noi, ca să mai anime un pic lucrurile, nu că la noi nu s-ar face manifestări, s-au făcut în ultima perioadă, numai că la noi manifestările au un tipic. Mulțumim din inimă partidului și strălucitului conducător. Când vezi la finalul unei manifestări de valoare, precum vacanțe muzicale, că vine prezentatorul și spune toate aceste lucruri nu s-ar fi putut face fără iubitul nostru conducător și fără mâna lui dreaptă, familia regală, te gândești dacă trăiești în zona potrivită a lumii. Da, asta e. Astăzi, oameni buni, discutăm despre recensământ. De ce discutăm despre recensământ? Se apropie termenul final. Și să vedem cum mai stăm. În Neamț, din ce m-am informat eu așa rapid înainte de emisiune, nu stăm nici rău, ba chiar putem spune că stăm bine, dar nici foarte bine. Ca să bag eu un pic de bățul prin gard înainte de a începe prezentarea. În platou, Claudiu Harabagiu, directorul Direcției Regionale de Statistică Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul director. Deci, cum stăm? Bine, foarte bine sau spre bine? Stăm spre bine. Dar nu bine? Eu vreau să... Nu bine? Eu zic bine, dacă e să privim comparativ cu ceea ce se întâmplă în restul țării sau cum se derulează recensământul la nivelul, mai ales a orașelor cu populații mari. Dar, bineînțeles că eu trebuie să mă gândesc la obiectivele recensământului pe județul Neamț și mi-aș dori să stăm și mai bine, adică să ne apropiem de finalizarea recensământului și să-l finalizăm în timpul țintă, adică 17 iulie.
În momentul de față avem 85% populație recenzată pe total județ. Mai avem o săptămână. Noi sperăm să ducem la bun sfârșit. Acum știți cum e. 15% în ultima săptămână se presupune că ăștia 15% sunt, e o populație care e cu probleme sau creează probleme? Sunt diverse situații. Adică sunt persoane care au refuzat să răspundă și între timp au început să mai răzgândească. Sunt persoane care sună deja și la statistică, sună și la primărie și vor acum pe ultima 100 de metri să fie recenzați. Am încercat să găsim soluții, inclusiv înființarea acestor puncte fixe, mai ales în zonele sau în localitățile unde gradul de recenzare a fost mai mic pe teren, inclusiv în Piatra Neamț. Deja știți că a fost anunțat, o da. Să fie un punct fix la primăria Piatra Neamț. Am văzut că primăria a intervenit în ultimele două săptămâni cu acest punct fix. Da, și o să mai fie un punct fix la Direcția Regională de Statistică, adică pe locotenent Drăghiescu, numărul 7, exact unde casa de sănătate, vis-a-vis suntem. Adică dacă cineva vrea, poate să vină acolo. Absolut. Și în plus, oricine dorește, să presupunem că poate nu a avut inițial încredere în persoana care i-a bătut la ușă și s-a legitimat ca recenzor, haide să spunem poate să sune și la noi și noi facem legătura între recenzorul pe teren și persoanele care doresc să fie recenzate. Haide să spunem pe aia dreaptă. Au fost niște știri naționale care au prezentat cazuri de persoane care s-au dus sau s-au prezentat ca fiind recenzori. Acum, dacă vreți să o spunem și pe aia și mai dreaptă, au fost niște știri naționale în care s-au prezentat ipotetic situația în care cineva s-ar putea da drept recenzor. Nici măcar nu au fost cazuri concrete. Pentru că nu au fost cazuri concrete. Adică eu n-am auzit situația concretă, ci doar o atenționare că s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Și asta au făcut foarte mult rău. Da, a făcut rău și s-au ajuns la cazuri uneori penibile. Adică am recenzori, chiar îmi povestea o colegă de-a mea, zicea a fost să recenzeze pe cineva și a început, i-a cerut legitimația, buletinul. La un moment dat tot stătea cu mâna întinsă și colega mea a spus ce să vă mai dau, am buletinul soțului, buletinul fiului, adică deja se ajunge în partea aia la altă și nu înțeleg de ce. Adică suntem în stare să dăm date aiurea peste tot, unele ne fac rău, adică chiar răspundem la mail-uri că ni s-a furat contul și așa. Dar când avem în față niște oameni cu carne și oase, cu legitimații, cu tabletă, cu toate părțile de identificare a unui recenzor, avem o atitudine așa ostilă și de neînțeles, să vă spun drept. Da. Bun. Acum aminteați de comparații vis-a-vis de marile orașe. Eu am văzut că Fruntaș la recenzare, dacă întorci clasamentul, parcă este București, nu? Dacă întorci clasamentul, da. Acolo e adevărat, Bucureștiul e foarte mare, da. Populații cu densitate ridicată și am înțeles că au existat niște probleme legate de recrutarea recenzorilor. Bun, dar totuși 50 și sub 55? Da. Da, este adică o problemă. Acum să vă spun capitala țării. Și acum 10 ani au fost mici probleme legate de colectarea datelor pe teren în București. Nu e vorba numai de București, în genere orașele mari, care e adevărat atrag și multă populație. Și acolo există și un mai mare grad de refuz și de ostilitate, sau să spunem așa, față de genul ăsta de activități sau acțiuni. Bună. Deci, dacă facem comparație județul Neamț cu Bucureștiul, nu la locuitori și nici la calitatea lor, aici încă nu avem sediu niciunui minister, adică nici măcar Direcția Națională de Statistică nu e aici. Adică e la București. Stăm bine, adică e vorba absolut de 30 și ceva de procente. Da.
Da. Așa că suntem înainte. Bun. Acum haideți să vedem un pic la nivelul județului. Unde sunt cele mai mici cifre înregistrate? Există câteva localități în care, să spunem, gradul de colectare a fost mai scăzut, cum ar fi Săvineștiu, Rosnovu, Târgu Neamțu, de exemplu. Acum nici și în Piatra, deși procentul de recenzare este relativ bun, adică mai sunt de colectat 20%, având în vedere mărimea orașului, bineînțeles că încercăm să găsim toate posibilitățile de a crește gradul de recenzare în săptămâna aceasta, de asta și punctele fixe. Și de altfel și în Târgu Neamț o să ființeze punct fix la primărie și Rosnov. Deci acolo unde a fost cazul și am vorbit cu coordonatorii care se ocupă de colectarea datelor pe teren, am înființat astfel de puncte fixe sau am încercat să găsim tot felul de soluții de colectare. Băi, ce nu înțeleg eu? Bine, primăriile, primarii, în funcție de modul în care înțeleg exact despre ce este vorba, s-au implicat. Dar eu cred că ar fi trebuit să implice mai mult, pentru că, de exemplu, luăm Rosnovu, da? Rosnovu, un orășel, sau Târgu Neamțu. Săvinești este mai mult decât un orășel. Da. Datele astea ai nevoie de ele în momentul în care te duci să faci, să depui proiecte. Asta așa, dar mai ai nevoie și în alte cazuri. Pentru că în funcție de numărul de locuitori, obții sau nu obții niște lucruri. Adică asta nu înțeleg. Până la urmă să ai 30 ceva de locuitori nerecenzați, s-ar putea să-ți creeze probleme. Bine, dumneavoastră probabil că aveți o soluție. Treceți Există acolo. Soluția statistică, dar vedeți că și soluțiile statistice sunt statistice. Până la urmă, imputarea asta statistică și utilizarea surselor administrative poate duce la o scădere a calității datelor. Sunt întrebări care rămân fără răspuns, de exemplu, cum sunt cele legate de etnie, religie sau... Adică sunt soluții statistice, bineînțeles, că nu suntem chiar farmacii statistică, e statistică, să folosesc metodologii, dar e adevărat că, din punctul nostru de vedere, e important tocmai asta, în asta constă recensământul, a colecta date din teren, adică a face o cercetare exhaustivă asupra populației. Și asta e valabil, e adevărat, pe de o parte, legat de administrația locală, de politicile administrației locale, în care ai nevoie de date pentru a lua decizii, dar nu numai, inclusiv cetățenii trebuie să fie conștienți că datele sunt fundament atât pentru cât și contra. Absolut, da? Absolut. Adică dacă cineva vrea să ia o decizie politică pentru mine, el trebuie să aibă niște date în spate. Cum eu foarte bine pot să spun că nu sunt de acord cu decizia aia, pentru că și am niște date în spate. Altfel ne bazăm pe presupoziții sau pe, cum să spun eu, prejudecăți, gândiri general valabile, care de multe ori și în ultimul timp s-au dovedit că ceea ce noi zicem că este bunul simț, adică, domnule, cam așa crede toată lumea, s-a dovedit de multe ori că nu e așa. Și datele vin să certifice lucrul ăsta. Da, bun. Să presupunem că trec cele mai... Câte zile mai sunt? Practic sunt 7 zile. 7 zile. Da. Trec cele 7 zile și se ajunge undeva la un 90-95%. Există posibilitatea ca să fie prelungit? Noi am solicitat Comisiei Centrale. Înțeleg că nu numai noi. Să sperăm că va exista posibilitatea sau se va da o astfel de decizie. Dar n-am încercat să ne bazăm numai pe asta. Am încercat să ne bazăm pe a trage până la capăt și a colecta datele. Au fost situații, adică au fost situații, munca de teren, munca recenzului este o muncă foarte grea. Noi am încercat să le asigurăm cât mai mult suport și să-i ajutăm. Am făcut și grupuri de WhatsApp și așa. Muncă foarte grea, tocmai
tocmai din cauza relațiilor pe care le au cu diversi. Bun, ați avut probleme pe teren? Bineînțeles că au mai fost, nu deosebite. N-au fost deosebite. Probleme tot timpul sunt pe teren. Oamenii sunt din diverse zone sociale și de educație și normal au reacții diferite. Unii sunt mai informați. În mod ciudat, chiar oamenii informați refuză și în mod ostentativ recensământul, deși, bineînțeles, există și instrumentul legal, de exemplu o amendă, poate fi asta vreau să vă spun. Folosită. S-au dat amenzi până acum? Nu s-au dat amenzi, dar era cât pe ce să se dea amenzi. În sensul în care au fost recenzori care au fost refuzați, dar și într-un mod agresiv, au făcut solicitare la, că așa e procedura, ei au făcut solicitare la primărie și primăria a pus la dispoziție, există o persoană care prin decizia primarului poate da amendă, a mers cu poliția locală și cu recenzorul și deodată s-au răzgândit. Și au răspuns la recensământ pe motiv că refuzul inițial a fost o glumă. Deci lucrurile astea eu nu le înțeleg. Adică ideea este să ne comportăm, adică să avem respect față de munca altora. Că până la urmă asta este. Da, 40 de secunde, luăm o mică pauză comercială și revenim. Da. Cu discuția împreună cu Claudiu Harabagiu, directorul executiv al Direcției Regionale de Statistică Neamț. Bogdan, te rog. Am revenit în platou, cum spuneam, Claudiu Harabagiu, directorul Direcției Regionale de Statistică. Am vorbit despre ce se întâmplă în Neamț, aproximativ 85%, nu, procentul de recenzare. Avem câteva localități în care pe ultima sută de metri se speră, în stilul nostru clasic administrativ românesc, să ajungem cât mai aproape de finish. Haideți să vorbim un pic despre modul în care ar putea administrațiile locale să vă ajute acele unde sunt probleme în perioada asta. Adică mai e timp de mă duc, vin, chem înapoi de la primărie să vină cu mine să-mi dea, să meargă acolo, sau ar fi cazul să meargă direct cei de la primărie împreună cu recenzorii? Acum, coordonatorii care au fost angajați, da, cu contract de prestări servicii de către primării, au acest atribut. Adică ei ar trebui să meargă cu recenzorii în caz de refuz. Și cu atât mai mult cu cât mulți coordonatori sunt fie secretari la secretar general la OAT sau persoane din primărie. Adică nu sunt în afara a ceea ce înseamnă colectarea datelor și a treburilor administrative ale urbei. Noi am încercat împreună pentru fiecare caz să găsim soluții. Eu zic că în mare parte le-am găsit și încă sper în anumite locuri să rezolvăm în această săptămână colectarea datelor. În altele nu sunt convins, dacă vreți să vă spun, dar vom vedea, adică până la urmă. Piatra Neamțu cum stă? Piatra Neamțu a început destul de greu și v-am spus și de ce. A fost multă lume reticentă. Și e adevărat, au fost și situația cu autorecenzarea și acolo e o discuție legată de autorecenzare. Din punctul meu de vedere, a fost un lucru bun, adică, dar bineînțeles un lucru bun făcut la început.
în care puteau să apară și puteau fi anticipate niște lucruri, de exemplu, persoane care s-au autorecenzat și care, în loc să-și treacă, cum spun eu, locuința, adică unde stau efectiv, și-au trecut domiciliul, deși difereau. Sau persoane care au, deși puteau selecta din listă, știți că noi am făcut un exemplu, puteau selecta din listă adresa și au trecut-o cu mâna și atunci ele practic apăreau pe listele noastre ca nefiind autorecenzate, cum persoane care și-au completat singuri chestionarul, n-au verificat dacă el este valid, scoțând acea dovadă de autorecenzare, și acum a ajuns recenzorul la ei. Și bineînțeles refuzuri, și între timp noi am mai încercat să comunicăm și lumea a început să înțeleagă și să răspundă. M-am spus, sunt foarte mulți care deja ne contactează la direcție și solicită să vină recenzorul. Au fost câteva sectoare mai dificile, sectoarele cu persoane de etnie romă, dar între timp am găsit soluții cu ajutorul primăriei. Cum se rezolvă lucrurile astea? Pentru că, într-adevăr, acolo sunt probleme. Vă spun, într-un sector am schimbat 5 recenzori. Primul recenzor nici nu a reușit să intre, să comunice cu cineva. Între timp am găsit persoane care chiar sunt de etnie romă și care pot discuta și pot găsi intrarea în acea populație. Și bineînțeles că este important, pentru că, vedeți, iar asta este o informație care se poate pierde. După cât știți, etnia e liberă declarată. Și de ce e important? Pentru că știu eu că au fost administrații publice locale care au accesat fonduri europene pe, cum îi spune, destinate etniei rome. În momentul în care nu reușești să recenzezi această populație, te trezești la sfârșit cu date care nu-ți folosesc, cel puțin în zona asta. Da, ne batem cu pumnul în piept și aici vorbesc. Doamne, ajutăm comunitatea, facem. Când ajungem în momentele de genul ăsta, observăm că de fapt mare lucru nu s-a schimbat. Vorbesc aici de mentalități, de modul de integrare, da, în societate, și se ridică din numeri. Și apelezi tot la metoda aia, vorbim cu Bulibașa ca să le spună Bulibașa că... Și de cele mai multe ori Bulibașa folosește momentul pentru ca să rezolve niște lucruri pentru el sau pentru comunitatea lui de acolo. Pentru că el cunoaște mentalitatea. Dacă îmi dai, îți dau. Dacă nu, nu. Bine, dacă îmi dai, îți dau. Dacă nu, îți iau. Mă rog, asta e altă poveste. În timp. Îți iau date. Da. Personale. Așa. Până la urmă, și buletinul este o dată personală, plină de date personale. Un document plin de date personale. Oricum, cheia colectării e în comunicare, din punctul meu de vedere. Și eu, de exemplu, eu am mai reușit, noi am mai transmis comunicate de presă, am încercat să comunicăm cât mai mult și Institutul Național de Statistică a făcut lucrul ăsta. Mă așteptam, să vă spun drept, sincer, administrațiile publice locale, primarii, să comunice mai mult despre importanța recensământului. Și noi tot am sugerat lucrul ăsta. Pentru că, până la urmă, primarul este ales, are notorietatea cea mai mare și bineînțeles că este primul interesat. Adică mie mi se pare ciudat eu să fiu primar, cum să am posibilitatea să am recensământ la mine în localitate și să nu încerc să aflu. Să am toate datele, pe baza căruia pot lucra. Gândiți-vă că sunt în timpul între recensamente, li se solicită și ca bază de proiecte să facă cercetări, da? Să colecteze date de la populație, și tot timpul e foarte greu. Și acum am această acțiune în care a investit statul foarte mult și Uniunea Europeană,
Și eu nu trebuie să fac altceva decât să încurajez populația să răspundă favorabil. Da, și eu tot timpul stau și mă gândesc, dom'le, sunt primar, da, vreau să fac planuri de perspectivă. Da. Vreau să rezolv niște lucruri. Dom'le, acum cum să fac plan? O să-mi permit să fiu nesimțit, vreau să câștig alegeri. Dacă nu știu cine trăiește la mine în urbe, cum câștig eu alegerile? Tot așa prin mici? Prin mici. Da, prin nu mici, prin mici. Da, prin mici. Prin mici. Adică despre ce vorbim? Uitați-vă la procentele cu care au fost aleși primarii în oraș. Da. Deci ele sunt foarte, foarte mici. Foarte, foarte mici. Ceea ce denotă că partidele nu cunosc situația din respectivele unități teritoriale administrative. Dacă vreți așa, da. Da, unități teritoriale administrative. Nu cunosc situația, pentru că dacă ar cunoaște situația și ar modela discursul direct pe nevoile populației și nu mai avea primar Adulescu cu 7600 de voturi la Piatra Neamț sau cu vreo 12.000, nu mai știu, 15.000 la Roma. Câte ori fi fost, nu mai țin minte acum. Deci, este de gâgă, ca să mă exprim așa. Ai nevoie de date. Tu, ca primar. Nu mai vorbim că, până la urmă, și când vrei să faci ceva într-un cartier, trebuie să știi cui te adresezi acolo și cum. Da, da, vrei să faci școli, vrei să faci grădinițe, vrei să... În... Datele la recensământ colectăm astfel de date. Adică, da, îți dai seama. Vrem să știm nivelul de educație a populației, vrem câți copii sunt, vrem lucruri. Dar mi-e frică că eu mai particip așa la tot felul de... Sunt invitat, să spun eu, din instituția este. Eu sunt biet reprezentant al instituției, care cred în statistică. Și tot timpul apar consultanți care vin și prezintă strategii și, bineînțeles, mandatul meu este hai să analizăm care a fost fundamentul, ce date ați folosit, le-ați folosit corect, interpretările sunt în regulă. De cele mai multe ori primesc un zâmbet așa foarte, da, în care mi se spune, domnule, lăsați datele, că noi de fapt urmărim sursele de finanțare, urmărim fondurile. Și dacă sunt fonduri acolo, venim și noi cu niște justificări ulterioare. Și tot timpul mă întreb, ok, dar pentru cine faci? Nu faceți pentru oameni? Adică nu. Faceți doar ca să scoateți niște fonduri? Exact. Și alea la ce folosesc? Da, exact. Asta e. Deci pe mine asta, prima dată vă spun, la primele întâlniri plecam nervos. Adică am zis, în viața mea numai. După aia m-am obișnuit. Îmi văd de același, adică eu spun părerea și cam asta este. Deci pot să-ți dau... Și tot timpul textul, sau să spunem subtextul întâlnirii, ulterior mi se explică cordial, domnule, trăim în România, asta este. Ori eu nu cred că așa e obligatoriu să funcționeze lucrurile și totul pornește de la noi să gândim altfel. Și culmea este că lucrez cu administrații locale, destul de multe, și sunt unele care, cum spun eu, sunt super serioase și care știu să facă, și asta am văzut și la recensământ. Mi-aduc aminte acum, scriam chiar anul ăsta, undeva, dar nu încercam să găsesc, cât plătește județul Neamț și cât plătește municipiul Piatra Neamț pe cotizație la diferite asociații. Și cu stupoare am văzut că județul Neamț plătește la diverse asociații în funcție de numărul de locuitori și la 4 plăți făcute prin aceeași hotărâre de Consiliul Local Județean apar numere diferite. Deci, ba chiar în 3 cazuri se raportează la același an. Și am zis și eu, păi, până la urmă, e județul Neamț, adică administrez acest județ. Păi nici măcar o cifră să nu fie corectă. Până una dintre ele fi fost corectă, eu nu zic că nu. Dar să ai 3 cifre,
ai trei criterii după care plătești niște... Acum, de exemplu, legat că ați pus exemplul ăsta, întrebarea e, ok, da, se lucrează populația domiciliată, populația rezidentă, stabilă, există, da. Există niște indicatori statistici, ei au o metodologie în spate, să spun exact la ce se referă. Dacă eu, de exemplu, folosesc niște cifre doar așa ca să-mi argumentez niște poziții, asta mi se pare că folosesc incorrect datele statistice, adică le folosesc ca să manipulez, dacă e să o luăm. Și dacă e să o mai luăm și altfel, dau niște bani? Da. Dau niște bani? Sau ca să, da. Dau niște bani? Și dacă eu dau la o asociație niște bani pe un și mă raportez la un recensământ din 2015, la date din 2015, pardon, un recensământ, date din 2015, în condițiile în care eu am populație mai mică acum, semnificativ mai mică, și plătesc per capita, păi azi niște bani dați aiurea. Corect. Niște bani dați aiurea. Haideți să conchidem. Eu, înainte să tragem niște concluzii, aș vrea să spun că mâine împlinim și noi 163 de ani de la înființare a statisticii oficiale, pe 12 iulie. Masa Baluș, felicitările! Așa. 1859 a fost semnat decretul din ființarea statisticii oficiale și o să... De către? De către domnul Cuza. Și tot în anul ăla s-a făcut și primul recensământ, din câte știu eu. Și de atunci vreo 13. Și o să urez la mulți ani tuturor colaboratorilor noștri și tuturor statisticienilor și le mulțumesc pentru activitatea pe care o depun. În ultima perioadă știu foarte intensă și sperăm că recensământul de anul ăsta o să fie un succes. Întrebare pe site, care este numărul de telefon de la statistică? O doamnă, am fost plecat, acum am ajuns în țară. Numărul de telefon de la statistică. Îl găsești pe site-ul Direcției Regionale de Statistică. Da. Vi-l spun exact, nu știu. Pot să-l dau pe a meu dacă doriți, că eu răspund la orice telefon. Nu. Deci o să fac eu acum. Este că n-am să-l vedem dacă reușesc. 0233 213206. Așa. 0233 213206 este numărul de fix de la Direcția Regională de Statistică. Puteți suna și chemați recenzorul sau veniți dumneavoastră acolo. Din câte acolo am înțeles, persoana, dacă vrea să fie vizitată de recenzor și disponibilă, trebuie să ne lase un număr de telefon, să ne spună adresa. Și noi, pe baza adresei, vedem sectorul în care se află și ce recenzori în zona aia, că v-am spus că e împărțită pe sector. Poate să vină dacă vrea sau și sau poate să vină, da. Sau merge la primărie. Sau la primărie, bineînțeles. Da, cred că e mai bine dacă își lasă telefonul să vină acasă. Eu ce să zic, vă doresc succes, să interacționați cât mai bine cu cei care au refuzat până acum din diverse motive să se recenzeze, să accepte recenzarea. Să interacționați cu administrația locală, care ar trebui să fie prima interesată ca să obțină date corecte despre localitatea pe care o păstorește fiecare, ca să nu cumva să fie nevoie să apelăm la Păstorel Teodoreanu când vorbim despre activitatea lor. Să sperăm că după ce se încheie acest efort național și european, mai mult național, pe bani europeni. Și european, pentru că până la sfârșitul anului toate statele trebuie să dea rezultatele. Vom vedea cum stăm. Așa mă tem eu că o parte din rezultate nu ne vor satisface deloc. Nu știu de ce, dar asta e părerea mea. Mulțumesc domnului Claudiu Harabagiu. Vă mai așteptăm la redacție. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea.
Încă o dată, găsiți numărul de telefon pe site-ul Direcției de Statistică. Mai aveți timp să vă recenzați, dacă, bineînțeles, doriți. Dacă nu doriți, s-ar putea să vă treziți cu vizite sau cu diverse amenzi. Ne oprim aici. Cele bune, numai bine!